În toate clipurile mele dau bani și până acum cred că am depășit peste 100.000 de lei cu vlogurile mele, așa că astăzi m-am gândit să întoarcem puțin roata și eu să fiu cel care cere bani, așa că eu să fiu cel care astăzi trece din banii altora. Așa că am făcut o listă cu cei mai bine stăriți oameni de la mine din telefon și o să-i sun astăzi să le cer bani de mâncare, de apă, cine știe, poate facem și plinul la mașină. Așa că stați până la sfârșit dacă vreți să aflați. Și vă rog, eu opriți-vă puțin să apăsați pe butonul de like pentru că nu vă cer foarte des și m-am gândit că e posibil să mă promoveze mai bine algoritmul dacă strângem mai multe like-uri, așa că hai să vedem. Cred că murim de foame astăzi, băieți. Cred că ne-am dus pe p***. Nu mai mâncăm nimic cu aia dacă Madrin nu răspunde. Ok, încercăm pe Sebi. Yes, dude. Ce faci? Uite, nu de mult ce am ajuns acasă, m-am fost la Lidl cu de mâncare. Uite, fii atent, te-am sunat că vreau să te rog ceva foarte important. Deci fii atent, fac un vlog în care supraviețuiesc doar cu banii prietenilor mei. Așa că o să te rog să-mi trimiți niște bani pe Revolut, să-mi cumpăr ceva de mâncare și să știi că nu o să ți dau înapoi. Așa că trimitem cât te lasă pe tine sufletul. Păi îți trimi cât vrei, mă, mi dai înapoi. Nu, frate, nu-ți dau nimic înapoi. De ce nu? Trimite-mi cât te ține suflet. Când trimite-mi înapoi. Nu, nu e așa vlogul. Dacă vrei, trimite-mi cât vrei tu să mănânc eu astăzi. Deci e surpriză, aștept să văd acolo cât primezi, da? Avem 16 lei din câte vedeți pe Revolut. Scot de aici portofelul și bam, l-am băgat aici. Cum nu mai avem portofel, putem să folosim doar banii de pe Revolut și ăștia 16 lei, whatever. Da, dacă vreți, îi scot de aici, nu. Haideți că îi scot, n-ai bine. Suntem bine, Sebi mi-a trimis un leu. Hai să vedem ce putem să luăm cu un leu de la market. Cred că astăzi începe și procesul meu de slăbire cu leul ăsta. Ce dracu aș putea să-mi iau cu un leu? Cred că o Eugenie. Ideea e că sigur pot să mă descurc și cu un leu. Sunt oameni care efectiv se descurcă cu mai puțin. Bine, n-am prețul de Cosmopolis. Ah, mi-a trimis 4 lei de câte un leu. Ok. Avem 4 lei aici, nebun, mâncăm forță de 4 lei. Numai că să vedem acum ce mâncăm. Suntem bine pe 4 lei, dar nu înțeleg cum a putut să trimită un leu. M-a trimis un leu. Ok. M-a trimis 5 lei. Bă, ești prost, mâncăm forță. Oh my god. Ok, facem un calcul exact când ajungem aici la market, să vedem câți bani avem de cheltuit. Ce m-am spune că avem bine de cheltuit. M-a trimis 20 de lei. Bă, ce faci asta cu ei? What the fuck? Mâncăm la restaurant deja? Ce ai? Ne trecem cu măsura. Așa, băieți, deci mi-a dat acum Sebi 20 de lei. Mergem acum la market și să vedem ce ne putem lua. Avem aici bonul și să vă arăt ce mi-am luat de la market. Avem aici un sandwich cu salam și cașcaval. Să vedem cât de bun e. Un desert, aici niște căpșuni. Au fost puțin cam scumpe și le-am spălat cu niște apă pe care o aveam în mașină și un Monster. N-am mai băut Monster de când eram mic, dar era singurul care se încadra în buget, n-aveam bani de cafea. Deci hai să vedem aici sandwich-urile prima oară. Între timp m-a sunat și Madalin, nu știu, probabil s-a trezit, poate are acum timp. Hai să vedem. Foarte ciudat, din câte vedeți aici pe față, par așa groase tot ce trebuie și pe spate și că e pâine goală, adică puțin țeapă. Au fost 6 lei, 2 sandwich-uri, deci n-are cel mai bun miros. Hai să vedem ce gust are. A, uite mă, care și ardei nu a spus, mi-e prea îmi plăcer de iubire. Hai să vedem. A, așa, mă, îmi doare. Vingam toare și mă doare maxilarul. E bun ca gust, dar gol rău. Bă, gol rău. Aia că e gen pâine goală. Au, bă, ești prost. Mai de pe la mijloc e bună. Bă, nu înțeleg ce mă doare maxilarul în halul ăsta, efectiv. Merită 6 lei. De 6 lei puteai să iei și un combo, cred, de la... Și era cald și cred că era mai bun. Dar n-aveam chef să merg până niciunde. Cred că m-am mulțumit cu ce aveam aici. Hai să vedem și Monsterul ăsta Punch. N-am băut niciodată ăsta. Wow. Chiar are un gust gen forță. Gen e așa dulce. Are gust de Fanta de aia tropicală, chestii. Să luăm puțin și din căpșunele, să vedem cum sunt. Și avem aici o căpșunică mică. Hai să vedem ce gust are. N-am mai mâncat căpșuni din vară. Sper că-mi plac. Forță masa asta. Nu o să mă filmez cum mai tot sau vă spun timelapse, whatever. Nu cred că vă interesează. Mama, a sunat de 3 ori, Madalin. Hai să vă sunăm înapoi, să vedem câți bani ne poate da. Alo, da, te aud. Așa, fii atent, filmez un vlog foarte interesant. Unde ești? Acasă. Bun, deci fii atent care-i schema. Eu astăzi trăiesc doar cu banii primiți de la prietenii mei. Deci, dacă vrei să-mi cumperi, nu știu, un suc, un mic dejun, orice, să știi că este binevenit. Fii atent, am o ofertă extrem de bună pentru tine. Deci, aia, dacă îmi dai 10 lei să-mi spăl mașina, o să ți-o spăl gen eu pe a ta. Cum ar veni, gen tu îmi plătești spălatul mașinii mele și eu le spăl manual pe ambele. Ce zici de asta? Bun, dar o să-ți dau 10 lei să speli mașinile și dau să și mănânci astăzi dacă trebuie să trăiești. Adică... Bine, hai că trec acum să te iau. No, hai că vin, pa. Așa, băieți, Madalin este darnic ca de obicei. Nu ca bulangiu ăsta de Sebi, da? Sebi, deci dacă trebuie să-mi
Și băieți, acum mergem la Mădălin să luăm și să mergem să spălăm mașina, pentru că mașina mea este extrem de murdară. N-am mai spălat-o, cred că, de vreo săptămână. Deci, în primul rând, vreau să zic, nu vreau să zic nimic de șapă, că de la Mițanu, fratele nostru, dar ideea e că se potrivește perfect pentru ce face astăzi. Deci, bă, astăzi este într-un fel sclavul nostru, dar și noi îl avem grijă de el. Zbori prietenul nostru astăzi, așa. Hai să nu zicem ceva prost. Uite, de aici mi-a dat Sebi 20 de lei și mi-am luat niște sandvișuri, un Monster, că n-am avut bani de altceva, și căpșuni. Poți să-ți cer și eu un pic din Monster? Logic. Uite ce om, bă, și cu ultimii bani dă și la frații lui. Uite, o gură de suc. Au, și căpșuni, că am luat cam multicele, dar zbun. Am mâncat azi dimineață căpșuni. Mai vreau. Păi și mai vreau să zic ceva interesant, dar am uitat. Asta a fost tot? Da, mă, frate, și așa bine am venit din zilul zbâr de afară. Pornește camera ca în vibe. Ia, mergea, hai, hai, repede, că uite. Să nu zici că cerșesc așa banii, să muncesc pentru ei. Și în schimbul faptului că tu îmi plătești gen spălarea la mașină, gen eu să o spăl și pe a ta, adică practic. Adică să-ți dau 20 de lei? Dacă vrem, dai doar 10 lei, dar așa gen tu nu primești nimica. A, atunci îți dau 20 de lei și speli și mașina mea și a ta. Exact. Și eu în loc să mă spăl singur, mă speli tu, prestezi de 10 lei. Exact. Și îți dau 10 lei să-ți speli tu mașina, că eu sunt fratele tău. Exact. Deci tu ești un hoț, mă, astăzi. Sunt un hoț. Până la finalul vlogului vreau să merg la benzinărie și să fac plinul. Nu știu pe cine să sun să mi-l plătească, sincer. Da, cred că-l sun pe Shelly. Pe Shelly, pe Dorian, nu știu, pe Paul. Sună pe Shiar. Bună idee. Fratele meu, hai să filmăm cu BMW-urile. Bă, frate, hai dăm și mie, nu știu, fă-mi un plin, te rog frumos. Da. Dacă tot mi-am luat mașină nouă, te rog frumos, dă-mi pune și mie un plin. Și duce și el M4, vă plimbați și cu M4 și toate bună. Hai că mă duc să dau cardul la Sebi și revenim. Mamă! Câți bani la tine ai? Ai 1000 de euro acolo. Nu, că am cheltuit mult. Nu, asta stăm cu Mădălin toată ziua. Deci nu. Vreau să-ți dau așa, 10 pentru mașina ta. Let's go. 10 pentru mașina mea fraierită. Fraierită e asta. Cum e că e fraierită? Asta, că știu eu ce faci. Și încă 5 lei mai dus la Sebi, gata. Let's go. Deci cam asta e situația cu mașinile. Ăsta e Mustang mobilul. De cât timp ai mai spălat Mustangul? De vreo săptămână. Ok, și aici e BMW-ul. Hai să-i dăm drumul să vedem cum arată după aia. Gata, băieți, prima mașină este gata, m-a ajutat și Mădălin puțin. Am zis și eu, mai fa așa, de sus în jos, atâta, nu mare lucru. Acum o scoatem acolo și urmăm să spunem pe al lui Mădălin. Acum ne întoarcem în cartier. Mădălin a zis că vrea să facă cinste și cu mâncarea, ceea ce o să fie binevenit după sandwichul ăla care nu mi-a plăcut așa mult. Am terminat de spălat mașinile și mai era puțină coadă și n-am mai dat cu aspiratorul. Da, deci suntem la sushi și am dat comandă. Am la sushi și am dat comandă. Am lanț, am șarfăm. Am tot ce trebuie, am alea. Așa, deci din câte ați văzut, Mădălin mi-a dat 5 lei în plus și eu acum am 5 lei și spring rollsurile pe care le-am comandat sunt 15 lei, deci trebuie să mai fac 10 lei. Da, eu nu-ți mai dau acum. Trebuie să sun niște prieteni să mai scot 10 lei să pot să-mi plătesc aici la sushi. Hai să vedem cine îmi dă încă 10 lei. Sunăm pe Lorena. Hei, Lorena, ce faci? Bine, filmez o campanie, tu? Uite, te-am sunat să-ți cer ajutorul pentru că astăzi fac un vlog în care trăiesc doar din ajutorul prietenilor mei. Așa că o să-ți cer să-mi dai niște bani pe Revolut. Absolut cât te lasă pe tine sufletul, dar să știi că nu o să-ți dau nimic înapoi. Deci efectiv e o donație ce o să faci tu acum. Cât te lasă pe tine sufletul? O să arăt pe vlog cât ai dat, să știi, adică nu o să ascund. Da. Elena, ai vrut să faci schietă? Ați putea să faceți schietă, da, da, da. Lorena, eu i-am dat 25 de lei, dai chill. Deci până acum topul stă în felul următor. Pe locul 2 este Sebi cu 20 de lei și pe locul 1 este Mădălin cu 25 de lei. Așa că dacă dai mai mult și mă enervezi, o să dau și eu mai mult. Am crezut că seara într-o consume mai mari, păi așa nici nu mă chinui. Ah, nici nu te chinui. Păi noi suntem acum la sushi, așa da. Că... Și băieți, așteptăm aici să vedem câți bani ne dă Lorena. Ne-a trimis un leu 50. Pe bune! Ok, cred că mai trebuie să sunăm pe cineva. Chietă de la toți trei, eu plus Elena plus Emilian, egal love. Păi să vrem să fim blocul 1 de la coadă. Ok, ok, o să sunăm pe altcineva. Ok, Luis, nu răspundem. Sunt pe băiatul de la David, tata Oana. Băiatul cu clean shoes, doctor... Exact, sunăm pe...
David de la Sneaker Doctor. Te-am sunat să îți cer niște bani cât vrei tu, dar să știi că nu o să ți dau înapoi. Poți fi și un leu, dacă vrei. Ce știi să faci cu ei? Păi în momentul de față mai trebuie 8,50 lei ca să-mi plătesc porția de mâncare pe care mi-am luat-o. Eu am mers la sigur, mi-am comandat și după aia. Știi ce zic? Mersi mult, te pup. Deci dacă David îmi trimite mai mulți bani ca Lorena, he's a real one. Da, băieți, o să vă las contul Lorenei în descriere, că probabil sigur are mai mult. Oh, am primit acum notificarea de la David. Mi-a trimis fix 8,50 lei, deci acum am permis să-mi plătesc asta. Nu știu. Și mi-a trimis și 5 lei în plus. Deci suntem 5 lei pe mamă, cred că puteam să-mi iau școala. Pe tine chiar nu te-am întrebat, fii atentă. Deci astăzi fac un vlog în care trăiesc doar din banii primiți de la prietenii mei. Nu se pune, nu se pune? Nu. Ok, vreau să-ți ceri ție bani dacă ai să-mi dai pe Revolut, dar... Nu, no, maxim 5 lei. Dacă vrei să mă ajuți. 5 lei. Ah, mă sună și de acum. Deci fii atent, am nevoie de ajutorul tău la o chestie. Eu astăzi fac un vlog în care efectiv trăiesc din banii primiți de la prietenii mei. Și voiam să te rog să-mi dai și mie niște bani, că nu o să ți dau înapoi. Gen, dăm cât te lasă pe tine sufletul. De unde ești? La sushi. Ce faci? Uite, mâncam niște burgeri. Vin și o să mănânc, mai stați? Da, hai! Uite că David a fost tare. Și las linkul de la Sneaker Doctor în descriere. Deasupra linkului Lorenei. Am primit bani de la Denim. Hai să vedem cât. Oh, mi-a trimis Denim 10 lei. Mersi, iubito, te pup. Avem pe plus 15 lei. Suntem bine. Mai putem să trăim până... Mai trebuie să-l sun pe Gami. Gami trebuie neapărat să-mi dea și Ioana. Scrieți în comentarii dacă credeți că și eu o să-mi dea bani de plin sau nu. Sau dacă credeți că o să găsesc pe altcineva să-mi plătească. Să le fii atent, te-am sunat să-ți cer ajutorul. Deci fii atent, eu astăzi fac un vlog în care trăiesc doar din banii prietenilor mei. I-a zis Mițu, stai așa că mi-am luat 13 lei și n-am revolut un setup weird. Ia, yeah, hai să vedem. Am primit ok, oficial ești pe locul 1. Mai mult ca am dat. Oficial ești pe locul 1. Ai făcut 51 de lei adică până acum, nu? Nu, am făcut aproape 1 milion. Da? Cine ți-a mai dat? Tu ești pe locul 1 cu 26 de lei, da. Madeline pe locul 2 cu 25 de lei, Sebi e pe locul 3 cu 20 de lei. Dacă îți mai dau 2 lei? O să fii pe locul 1, așa. După aia, David, tata, la un... mai și pe Joe Jegosu. Nu. 8,50 cu 5. 14,50 lei. Da. Da, după aia, Deni mi-a dat 10 lei. Și Lorena? Gagica ta? Da. Ți-am dat... Nu, ăsta i-a zis lui Deni să dea doar 5 lei, dar Deni a dat 10 lei. Da. Și Lorena plus Elena plus încă un băiat Emilian mi-a dat 1,50 lei în total. În total? 1,50 lei, da. Te-ai văzut cu ei? Nu, mi-a trimis pe Revolut, 1,50 lei. Și a băieți, am primit acum notificarea de la Revolut, scrie now, cred că e de la Mitsu. Câți bani crezi că a trimis? 15 lei. Cât? What the fuck? Mi-a trimis 69 de lei. What the fuck? Mitsu e pe locul 1, clar. Mamă, Mițane, ești pe locul 1 la donații, ești nebun. Mi-ai dat cel mai mult dintre toți prietenii mei de până acum. Nu pot să cred, mamă, și mă gândeam că e puțin, dar nu mai am dat pe lui. Mersi mult, frate. Mersi mult. Ce să-mi iau de ei? Ce să-mi iau de ei? Ce să-mi iau de ei? E ceva vegan de ei, ceva vegan. Bine, deci băgați, băieți, vă rog eu, deci dacă vă jucați Fortnite și n-ați băgat încă Geo Mitsu pe shop, nu știu ce p***a face, jur. Hai, te pup, mersi mult. Te pup. Salut. Fii atent, te-am sunat să-ți cer ajutorul cu o chestie. Trăiesc doar din banii prietenilor mei și te-am sunat să-ți cer bani, dar nu ți-i dau înapoi. Dă-mi cât te ține pe tine suflet, dar să știi că nu ți-i dau înapoi. Bine, ce-i drept, acum voiam să merg să-mi fac plinul, dar nu știu dacă merit atât ca prieten al tău, ca un prieten al unui milionar tânăr. Îți dau 20 de lei să faci motorină. Stai, ești de inima mea. Bine, frate. Deci am în momentul de față 97 de lei. Cu 20 o să am gen 120 de lei. Nu pot să fac plinul. Uite, mi-a trimis, bă, nici măcar 20 de lei. Mi-a trimis 19 lei 99 cu aia, da, 100 de lei. Uite. Așa, băieți, deci m-am hotărât că n-are rost să merg să fac plinul dacă nu am destui bani de plin. Așa că banii ăștia care mi-au rămas o să-i dau unui abonat care scrie corect în comentarii câți bani am primit astăzi în total. O să aleg pe cineva random și în episodul următor la sfârșit o să-l pun acolo. Dacă strângem 10.000 de like-uri, o să fac partea a doua în care trăiesc o săptămână cu bani primiți doar de la firme. George s-a abonat după ultimul meu video și a câștigat 100 de lei. Dacă nu ești încă abonat, apasă acum pe subscribe, pentru că săptămâna viitoare voi da alți 100 de lei cuiva care se abonează în următoarele 7 zile, iar când ajungem la 1 milion de abonați, voi mări premiul la 1000 de lei. Și dacă ești deja abonat, folosește telefonul de la un prieten, frate sau părinte și abonează-te de acolo și s-ar putea să câștige ei 100 de lei.